regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. La Putna se vorbește franceza și nu pe stradă, cum v-ați putea închipui, ci în aproape tot ceea ce înseamnă acțiuni culturale, sportive, turistice sau de promovare a zonei. Iar vinovatul de serviciu este Pascal Garnier, un francez stabilit la Putna în urmă cu 12 ani, omul fără de care multe lucruri ar fi rămas în anonimat. În tot acest timp, Pascal s-a adaptat perfect condițiilor din Bucovina și spune că pentru nimic în lume nu s-ar întoarce în Franța. Sunt foarte atașat de Bucovina pentru că aici m-am stabilit și aici am foarte mulți prieteni și aici am petrecut cel mai mult timp de când sunt în România. Nu cred că pune limba română niște obstacole deosebite unui francez. Și vreau să adaug ceva foarte important. Am învățat foarte mult din monitorul. Da. Pentru el, acasă este la Putna, alături de câini și pisici, cu lemnele pe care le cară din magazie pentru a încălzi apartamentul în care locuiește alături de prietena sa. S-a adaptat atât de bine, încât uneori limba română este mai familiară decât limba maternă. Uneori mă sună când este în deplasare pentru că știe cuvântul românesc, dar nu-și mai amintește cum e cuvântul francez pentru realitatea respectivă. Și pentru că s-a îndrăgostit de România, Pascal s-a gândit să o prezinte și francezilor. A înființat o agenție de turism, a dat examen și a obținut atestatul de ghid în turism și s-a pus pe treabă. La început s-a lovit de o mare problemă, una pe care însă o anticipa. Eu am participat la târguri de turism și la Paris și la Bruxelles, de exemplu, și am văzut oameni care treceau în fața standului României și se uitau la imagine acolo și veneau la mine și nu credeam că există așa ceva în România. Problema în Franța este că nu se știe nimic despre România pe partea de turism. A luat lucrurile pas cu pas și în mai bine de 10 ani a adus în Bucovina, Maramureș sau Delta Dunării peste 3.000 de francezi. Cu toții au plecat acasă cu o altă imagine despre România, iar cei mai mulți dintre ei au revenit pentru a vedea și alte locuri. Chiar dacă a străbătut România în lung și în lat, Pascal se întoarce mereu la Putna cu aceeași dragoste ca la început și crede că și pentru români Putna este un loc special, iar mănăstirea în care își doarme somnul de veci Marele Domnitor Ștefan cel Mare reprezintă un reper esențial al existenței neamului nostru. Și pentru a-l prezenta pe Ștefan cel Mare, folosesc trei personaje. Îl folosesc, de exemplu, pe General de Gaulle, care a însemnat atunci un naționalism, un patriotism foarte ridicat. Napoleon, pentru că a fost un mare organizator de țară, a fost un om care a avut o viziune. Și în același timp pe Jeanne d'Arc, care ia pe partea de spiritualitate, pe partea de apărare a credinței față de dușman, a fost și ea, sigur, pentru Franța un personaj extraordinar. Meritele lui Pascal sunt recunoscute și de Asociația pentru Turism Bucovina, al cărei membru este și din partea căreia participă la aproape fiecare întâlnire cu autoritățile locale și județene. Ce mă doare cel mai mult, nu există nimeni în Franța pentru a explica la oameni ce înseamnă România. Implicarea lui Pascal nu se reduce doar la turism. Recent, el a cumpărat o casă veche de mai bine de 100 de ani, pe care vrea să o transforme în muzeu și să o redea comunei. Nu o face de unul singur, dar fără el, acea casă s-ar fi pierdut pentru totdeauna. Terenul a fost cumpărat, acasă nu reprezintă un interes pentru proprietarul terenului și atunci singura soluție de a o salva era să o cumpăr eu. Toată lumea a avut un nou suflu, a văzut că vine un francez, a zis dacă el vine și ne împinge de la spate, noi nu putem, hai să punem mână de la mână să încercăm să fie totul bine. Tot francezului stabilit în Bucovina îi se datorează și amenajarea unor panouri informative despre Putna, dar și a unui traseu tematic prin pădurile din zonă. Și la acest proiect a fost sprijinit de voluntari din Franța, dar și de copii și profesori ai școlii din Putna. Un traseu educativ, un traseu care poate să stârnească interesul atât celor mici cât și celor mari. Un traseu unic, zic eu, în județul Suceava, un traseu care a fost ideea lui Pascal,
care l-a conceput și l-a lucrat personal, noi ne făcând decât să-i dăm o mână de ajutor la montarea lui. Mai nou în Bucovina a ajuns și o mașină de pompieri, adusă din Montmorio, localitate cu care Putna este înfrățită la inițiativa lui Pascal Garnier. Într-un timp foarte scurt a devenit un reper pentru Putna, iar viața comunității locale este aproape de neimaginat fără implicarea sa. Putna ca localitate fizic ar fi tot aici. Din punct de vedere cultural, turistic, nu, n-ar fi. Ar fi un pas în spate fără el. El ar putea apăra și reprezenta Putna, cred că la orice nivel puteți să-l trimiteți pe Pascal. Își reprezintă comuna cu drag. Viitorul relațiilor putno-franceze este pe drumul cel bun și nu doar datorită lui Pascal, ci și prin prisma faptului că limba lui Voltaire este studiată în școlile din zonă. Mâine sau poimâine, din băncile școlilor de la Putna, se poate ridica un alt Pascal, unul cel puțin la fel de implicat ca francezul înfiat de Bucovina.